Ești o eroină. O eroină foarte, foarte urâtă. Mai spunem că surâtă și poate chiar te mănânc. Haideți, copii, e timpul să ce, mamă! Nu-s dependentă de dulciuri? Tu ești dependent de dulciuri! Tu ce căutai prin pădure? Dovedeam că sunt responsabil. A, da? Cum? Dă-mi doar o scuză să o folosesc pe Dorica de față. Cred că aia mică vrea să mă omoare. Da? Oh, și asta. Oh, ador asta. E uimitor. Au murit broaște aici. Colegi de cameră, crezi că știi pe cineva până îi calci spațiul și el pe al tău și nu suporți cum fluieră mereu și se plâng când vrei să-ți tai pielițele? Da, trebuie să o fac la noi în cameră, e cea mai bună lumină! Oh, lasă-mă să te ajut! Doar știi că văd pe sub apă mai bine decât tine. E? E? Astăzi numai baliverne! Eu văd foarte bine! Cine e acolo, Broski? Trebuie să merg la baie. Vise cu pizza! Oh, oh, poate ar trebui să punem ananas pe ea. Pare a fi ceva natural. Să nu te prind că vorbești despre ananas pe pizza mea. Vreodată. Ok, hai să luăm ingredientele alea. Am văzut cum mori în mintea mea. Eu speram că o să fie o surpriză. O să fie. Măcar o să fie o moarte rapidă fără durere. De ce ar fi fără durere? Mă mințeam și eu singur. De unde vin eu? Noi grăbim pe oameni în baie. Păi pe vremea mea nu exista baie. Numai Danu și-o cu berbecul ăla. Nu e ca și cum am avea multe opțiuni. Nu pot obliga oamenii să se înțeleagă. Sigur că nu, Paula. Sigur că nu. Sigur că... Dacă odată! Scuze, doar că Moș Hop tocmai a dat replica perfectă din serialele de comedie. Trebuie să fie dureros să n-ai nicio noimă tot timpul. Nici o șansă să fie mai tare decât fulgerul meu de mure. A, da? Cel puțin capul meu nu e ca un ceainic. Stai, ce? Bine, Piatătron! Gata de acțiune! Încă un pic! Aproape m-a ajuns! L-am prins! Ia stai puțin! Ce-a fost asta? Fantoma din beci? Nu fi ridicolă! Fantomele din beci nu sună deloc așa. Asta e chiar destul de bună. Și trebuie să mă opresc de mâncat frunze. Bessie, cânta! Așa da, fată. Tu, creatură nobilă. Mamă, m-a făcut praf asta. Iar acum că ai citit toată cartea, îți mai trebuie doar experiență. Mă cam sperie. E-mă lipsită. Trebuie să o băgăm în carantină. Nu te zbate, Ana. Puiuții sunt împometați. Prea mult? Nu mai vreau să trăiesc pe planeta asta. Ai nevoie de ajutor, micuțule? Uite așa. Unde am rămas? Oh, da, așa. Tristețe completă. Dar nu e mai bine să trăiești într-un loc unde ești ascultat? Cred că da. Sigur că da. Mă lăsați să mă atingă! Mă lăsați să mă atingă! Scuzați-mă, doamnă, ce fel de biscuit e ăsta? Oh, ăla era rahat de cărbuș. Gustos. Doamnă, trebuie să plecați. Deranjați restul oamenilor. Niciodată. Mă bucur să te cunosc. Îți place să fii atacată la nimerală? Chiar deloc. Păi, ce păcat! Tu ce mai vrei? Ah, bacșișul! Bine, uite aici. Nu lua prea mult, totuși, am niște treburi mai târziu. Wow! Mă simt ușurată cumva. Mai liberă. O broască într-adevăr poate să-și audă gândurile aici.
Ai lăsat aragazul aprins? Ușa din față descuiată? O să mor singur? Bun, deci a fost o greșeală. Oh. Ana, mișcă! Este deja a treia oară când te strig. Ce? Ba nu e. Nu? Bine atunci, e prima oară când te strig. Moș Hop, suntem broaște. Ar trebui, de fapt, să ne dăm hainele jos. Uhu! Țineți pantalonii pe tine, băiete. E în regulă, copii. Doar să alegeți voi unde vreți să dau colțul. Acolo e bine. Nu! Hai, mai băiete! Cărțile greșesc mereu. Mai mult decât ai crede. Hai, mai băiete! Băiat dulce și oribil, oribil de tot. Iartă-mă. Frate, aia a fost crud! Iubirea e cea mai cruntă armă. Am reușit! Ia de aici, Moș Hop! Cine are creierul putrezit acum, bătrâne? Ce selecție exotică! Să-ți asasinezi criticii! Îmi place! Mersi, Butucel! Bate palma! Ce bine se simte! Ce e? Stejar? Mahon? E sculptată din oasele brațului lipsă. Ai, pe bune! Unde crema societății vine să vândă chestii și să se umple de mostre gratuite. Aia nu era o mostră? Acum e ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Pot să plătesc aia. Bună dimineața, Nori! Era gunoi! Hei, nu-mi spune sperietoare. Mișca fundul la mare, sperietoare. Oricând are nevoie de prăjituri. Nu fundul meu e mare, eu sunt mare. Practic e la scară normală. Cine vrea clătite cu gândaci biluță? Preferatele mele. Sunt de prea mult timp aici. Băiete, ce vrei să faci? Am o presimțire proastă despre asta. Așa că o să o urmăresc pe Ana și o să am grijă de ea. Da, totul bine și frumos, dar ai putea măcar să folosești ușa din față? Nu. Bog, îți zic, și-a plătit taxele. M-a făcut să mă uit. Și după aia aduni cheltuielile. Și up, ghici ce, Ana? Tu ești o cheltuială. Bate-mă. Penibil. Stai un pic. Tipul ăsta pe bune își poartă armura drept pantaloni. Luptă cu mine, creatură, iar împreună o să-mi și ea plecă.